O bătrână și-a găsit sfârșitul petrecerea de pieton din localitatea Chișoda. Deși femeia de 80 de ani a traversat regulamentar, o șoferiță a accidentat-o, iar bătrâna, din păcate, a murit în urma impactului. La data de 13 aprilie, în jurul orei 17 și 29 de minute, polițiștii biroului rutier au fost sesizați cu privire la un accident rutier care ar fi avut loc pe raza localității Chișoda. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că o femeie în vârstă de 3 36 de ani, ar fi condus un autoturism pe strada cooperatorilor din localitatea Chișoda, dinspre strada Primăverii, înspre strada Nicolae Firu, iar la un moment dat ar fi surprins și accidentat o femeie în vârstă de 80 de ani în calitate de pieton, care ar fi traversat strada pe marcajul pietonal. Din fericire, în urma impactului a rezultat decesul femeii în vârstă de 80 de ani. Femeia în vârstă de 36 de ani a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, transmit reprezentanții IPJ Timiș.